toate zilele. Iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea și pe robii Tăi, că Sfânt ești, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne hrănește pe noi din darurile sale bogate, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai întâi de toate, vom viziona ce ați făcut voi prin tabăra Apă din Piatră, începând cu ziua de duminică. Rugămintea mea este ca să fiți cât se poate de cuvincioși, să fiți atenți. Iar a doua mea rugăminte este ca atelierul de română, după ce se termină slideshow-ul, să preia inițiativa ca să-și prezinte programul, după care urmează excelența sa, domnul director al Institutului Cultural Român, domnul Valeriu Matei, vă va spune câte ceva despre limba română, pentru că atelierul începe cu limba română, da? Deci ne uităm la pozele voastre. Yeah.
Bucurați-vă, prieteni! Bucurați-vă, prieteni! Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce mi-ai dat ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cântec, de un amor cu flori de tei! Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei! Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește! Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește! Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste! Simplă de tot, scurtă de tot, viața nu este! Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie! Uite un băiat, floare și-a prins la pălărie! Uite un prunc, râde-n prag, ai năzdrăvanul! Uite un moștace în toiac, al patroianul. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi-a dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amor cu flori de tei. Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei. Muntele ieri ne-a de menea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e prinsul? Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Doamnele cresc, grijele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce mi-ai dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amor cu flori de tei. Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi-ai dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amor cu flori de tei. Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi-ai dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amor cu flori de tei. Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei. Bucurați-vă, prieteni! Ați observat? Aplauzele date au fost pentru voi, dar acum aș vrea să aplaudați pe un om minunat, a cărui imagine nu prea se vede în fotografii, dar am putut să observăm logotipul, logo-ul lui, Victor Gaște. Aplauze pentru el! Victor, asta ți-i plata pentru toată munca ta. Iar acum, după cum am promis, începem de a prezenta activitățile noastre de pe ateliere și am să dau o invitație specială pentru cei de la Limba Română sau pentru toți care ați participat la Limba Română pentru programul care l-ați inițiat voi. Haideți! Aplauzele voastre! Noastră să înflorească albă cum e crinul bunelor vestiri, pentru ca mlădița dragostei să crească plină de miresme, dulce de rodiri, pentru ca din neaua grea de peste iarnă rod de viață caldă iarăși să legăm, pentru ca lumina peste noi să cearnă, Domnului să ne rugăm, pentru ca să-și verse binecuvântarea ca un zvon de vânturi line peste noi, pentru ca în suflet să-i simțim chemarea
când plecăm genunchii seara amândoi, pentru ca în iubirea Lui să ne împreune, când, cuprinși de patimi, numele-i strigăm, pentru ca în vecia Lui să ne cunune, Domnului să ne rugăm. Pentru ca belșugul țarinilor grele să ne facă traiul rodnic și umil, pentru ca răsfrângeri din surâs de stele să sclipească în lacrimi ochii de copil, pentru ca sudoarea să ne miruiască și în lumina morții viața să o cercăm, pentru ca din muncă pacea să o rădească, Domnului să ne rugăm. Pentru ca în mulțimea îndurării sale însuși să-și pogoare pasul către noi, pentru ca să-l ducem sufletul în cale cu miros de smirnă și cu ramuri moi, pentru ca în lumina alba dimineții, din strânsoarea cărnii să ne dezlegăm și într-un pas să trecem pragul larg al vieții, Domnului să ne rugăm. Poezia se numește Argatul și Prințesa. Este scris de tatăl meu. Precum soarele răsare, precum cel luceafăr blând, precum eu un măr în floare, precum cel mai dulce gând, precum e lumina zilei, precum e pădurea toată, bolta mănăstirii, precum pupă zanzensată. Uite așa era prințesa, ce era îndrăgostită de un tânăr ce adesea pasărul numea rănită. Ea prințesă, el argat, n-aveau șansă să se vadă, foarte rar pe înserat se vedeau lângă de vadă. Tatăl prinț îi interzise să se vadă cu argatul, iar prințesa nu dorea, logodită cu un altul. Era mândră, mai frumoasă, când era lângă cel domn, dar o vieste fioroasă îi fură cel dulce somn. A trimis cel prinț argatul la o grea și lungă luptă. Nu știe nici împăratul multe în viața asta scurtă. Ani sărmanul cu cerdor nebun de tot și iubitul cu dușmanul se luptau, dar în alt mod. Peste o vreme, crudul tată zise către fica sa, ia aminte, scumpă fată, ce-ți spun, nu te-ntrista. Cel argat e mort în lupte, e deja înmormântat. A fost viața lui prea scurtă, dar nu-i nimeni vinovat. Ochii gingăși lăcrimând au privit în ceilalți ochi. Unde a murit și când? Tu ai vrut să mi-l îngropi. În pecer îi vise luna, îi veni un gând nebun. N-o să pun pe cap cununa, mă arunc de sus de turn. Se urcă în turnul rece, cu picioarele desculți. S-a ascuns cel mândru soare, să n-o vadă umilită. Timpul se opri pe o clipă, cerul trist s-a tulburat, cea prințesă obosită de pe turn s-a aruncat. Când pe cer ivește luna, an la rălând, la cer mormânt, cer argat venea într-una și vorbea cu cel pământ. Plânge cerul ca nebunul, peste cel pământ uitat, s-a făcut ruine turnul ce cândva a existat. Numai amintirea tristă a rămas în urma lor, astăzi și cel dor există, dorul lor nemuritor. E frumos, de Costache Ioanid. E frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răzleață. E frumos! E frumos când nu-i răpusă jertfa ta de un gând folos, când în taina nepătrunsă îți ieși haina ascunsă. E frumos! Însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, să chem pe un om, pe oricare, dintr-o viață de perzare la Hristos.
Mai avem ceva la română? Hai, Irina. Nu, deci nu mai există la sfârșit. Acum, dacă ai de prezentat. Mă numesc Irina, sunt de Rezina și am vrut să vă fac o surpriză la final, dar poezia mea se numește Barbu Lăutaru. Fim ca Lăutaru, stodată, a cântat scripca, doina și balada. Fim ca Lăutaru, cel de la Rezina, cânta nu cu scripca, dar cu mandolina. Aoleu, că-i dulce mandolina aceea! Poate ca și vinul, poate ca femeia, cum o strânge fiindcă lângă piept cu minte și cum iubește strunele ferbinte. Omule, îi spune omului nevasta, ai puțină grijă și de casa asta! Ruianul vie crește ca clujanul, lasă mandolina, taie buruianul! Fimca intră în vie. Uite-l cum prășește. Cu ochi nevasta tot ce urmărește. Și când ia pe o clipă singurel mi-l lasă, fură mandolina și-a fugit de acasă. Satu-i mare, mare și cu un drum departe. Ba aici e Fimca, ba în altă parte. Strânge pe la case cântece de viață și mai mult le plânge decât le învață. Trece o săptămână, două și apare, iar nevasta pune ușilor zăvoare. Du-te la nănașu să te vadă o leacă. Și se duce Fimca, ce are să facă? Finule, nănașul tot nănaș rămâne. Te-ai făcut ușernic, aveam eu un câine. Nu e așa nănașul și nici altfel nu e. Numai mandolina ar putea să-ți fuie. Aoleu, că-i dulce mandolina aceea! Poate ca și vinul, poate ca femeia. Cum o strânge fimca lângă piept cu minte și cum îi ciupește stânele ferbinte. Bine, măi băiete, dar te ridă lume? Să mă ridă nașul, știu eu lumea cum e. Lumea e ca lumea, are ochi și gură, cântecul și dorul nu stă bătătură. Înțelepnă nașul până caldă finul, în ulcior pe masă aburește vinul. Norocel, măi Fimca, să trăim și basta. Ai cânta cu scripca, nu cu drâmba asta. Barbu Lăutaru, care a fost odată, a cântat cu scripca, doina și balada. Fimca Lăutaru, cel de la Rezina, cânta nu cu scripca, dar cu mandolina. Mulțumesc! Acum am să-l invit pe domnul academician Valeriu Matei ca să vă spună și domnia sa câteva cuvinte despre limba aceasta frumoasă, limba cea română. Bine. Bună seara! Dragi copii, preacucernici părinți, sigur am fost impresionat. Primul lucru care mă impresionează la voi, v-am auzit pe cei care ați rostit aici versuri, și creației proprii, este felul cum rostiți cuvântul și cum faceți propoziția. S-au schimbat lucrurile în mod esențial față de ceea ce era înainte de 1989-1990, atunci când noi, un grup de scriitori, am inițiat acel proces de revenire la normalitate.
de legiferare a statutului României, a revenirii la alfabetul latin, pentru a ne putea a reface conexiunea cu marea literatură română absentă până atunci în spațiul basarabian. Felicitări, dragi copii! Și felicitări și... A vorbi despre limba română înseamnă, de fapt, a evoca întreaga noastră cultură și spiritualitate. Pentru că limba înseamnă sufletul unei culturi, a unei națiuni, a unui popor. Fără de limbă nu există națiune, nu există identitate. Sfânta Scriptură spunea că la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci cuvântul, logosul, întemeietor. Și marele descoperiri ale lumii s-au făcut atunci când s-au dat nume lucrurilor. Când au apărut noțiunile, definițiile, ele unele au apărut în timp, treptat, s-au acumulat. Și uitați-vă ce zestre mare am moștenit noi, nu? Toată această geologie a unei culturi, da? Așa cum geologul vede straturile pământului și vede istoriile prin care a trecut, în limba noastră sunt toate straturile prin care cultura, spiritualitatea noastră s-a exprimat în timp, așa-i? Noi vedem astăzi diverse etape în evoluția limbii române, nu? Vorbim de limbajul cui? A cronicilor vechi, a cronicarilor, așa-i? De la scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, la primele cronici, vorbim de Grigore Ureche și vorbim și de... Cine? Cine-i cronicar încă? Ia să-mi spuneți. Cantemir nu mai e deja cronicar. E primul, al doilea mare enciclopedist în cultura noastră după spătarul Nicolae Mirescu. Nu, e Miron... Costin, e Ion Neculce, Mihail Moxa, frații Radu Șerban, te vă spun eu, cronicile muntenești sunt și cronicile muntenii, numai cronicile moldovii sunt cronicarii ardeleni. Bine, dar revin. Vorbim de acea limbă a literaturii preclasice, da? Dinaintea marilor clasici. Ia ce poet dulce era uneori, chiar în literatura noastră și acum mai vezi unii pe la țară scrind în dulcea limba lui Costache, Conache, da? Vă amintiți primele lui versuri de dragoste sau poeților văcărești? Am avut o întreagă generație, o întreagă dinastie. Ce limbă română era deja frumoasă? Apar modalitățile de expresie poetică. Dacă vorbim de primul mare poet al evului nostru mediu, cine este el? Mitropolitul? Do? Softei? Care? A scris ce? Psaltirea, se numește așa, Psaltirea Sfântului Proroc David, de la ta-ta-ta, întocmită în limba noastră românească de Smeritul Dosoftei, mitropolit al Moldovei, apărută la Uniev în 1673. Ce versuri frumoase are acolo! De mâhnire, Doamne Sfinte, n-am știut greșite cuvinte, am mâncat pâine cu zgură și lacrimă în băutură. Auzați ce limbă frumoasă deja! Peste mări, fără de nume, trec corăbii de genune. Sunt lucruri frumoase. Deja, pentru că există diferite niveluri de posedare și de exprimare în limba noastră, așa-i? E limba uzuală, o vorbim în fiecare zi. Câte cuvinte folosim noi? Cam în fiecare zi. Ai la vreo 200-300, mai multe nu. În limbajul uzual. Depinde de ce obiecte ne mai confruntăm, de ce avem nevoie. Este limbajul prozii, a experienței vieții. Uite, un om cu o experiență bună de viață, cu o poveste de viață și care mai cunoaște și limba maternă, poate da un roman bun. Margaret Mitchell n-a fost o mare scriitoare cu tehnici. Are pe levântul un roman foarte frumos, plauzibil, filmat, ecranizat. Era o femeie simplă, dar care și-a pus acest de a-și exprima povestea vieții și uite, a învățat foarte bine engleză și a dat un roman foarte bun. Este limbajul dramaturgiei, dialogul, așa-i? Ce evoluție a avut în timp. Ce dramaturgi cunoașteți dumneavoastră în limba română, dragi elevi? Ia. Cine a scris piese de teatru? Ilie Caragiale, el marele clasic, da? Dar înainte de el. Uite, nu ne putem că ar fi apărut dacă n-ar fi fost Vasile? Alexandri, sigur că da. Pițele lui Alexandri, Piatra din casă, câte alte piese, ia. Nu erau ale lui? Alexandrie, fără îndoială, și un mare, mare poet, dacă n-ar fi răsărit pe cerul poeziei noastre, Eminescu, Alexandrie, ar fi fost poet național. Dar o să vorbesc eu și despre limbajul lui Eminescu, acum și ajungem la el. Și Caragiale
iar din mantaua lui Caragiale a ieșit un mare dramaturg de viță românească care s-a exprimat în limba franceză. Cum îl cheamă? Teatrul absurdului. Cine l-a întemeiat? Ia? Eugen Ionescu. Nu ne-l putem... Atâta, ca să știți, are din limbajul și din modalitățile de expresie al Caragiale Ionescu, venind pe sol francez, sigur, modernizat, venit cu multe inovații, dar nu ne-l putem imagina fără să fie avut și experiența lui Ile Caragiale. Bine, limbajul eseul, uite acum, foarte prosper, da? Sau limbajul filosofic? Când a apărut la noi în limba noastră română limbajul filozofic, modalitățile de a exprima aceste adevăruri eterne, ținând de anumite sisteme. Știți cine a făcut și a publicat, a tradus prima lucrare filosofică în limba română? Și când? Vreau să vă spun, cine? Cine îmi spune? Nimeni? Vă spun eu. Spătarul Nicolae Milescu a tradus un text numit Rațiunea Dominantă, care a apărut ca anexă la Biblia de la București, prima dată când Sfânta Scriptură s-a editat în limba română, începută ediția de către domnitorul Șerban Cantacuzino, terminată de Constantin Brâncoveanu în primul an de domnie, Biblia de la București, numită la 1688, dar Milescu, de fapt, tradusese textul 24 de ani mai înainte, în 1664, pe când era Capuchihaie, reprezentanta domnului Grigorașcu Ghica, la poarta otomană. Uite, primele texte filosofice apar tot odată cu apariția, sau în aceeași perioadă, în aceeași epocă, cu apariția psaltirii preversuri tocmită, când limbajul poetic, care e modalitatea superioară, să vorbesc mai încolo, de exprimare, capătă această turnură. Uite, apare Sfânta Scriptură, limbajul teologic a Sfintei Scripturi, da? Cea mai importantă carte a omenirii, și în anex apare și acest text de filosofie creștină numit Rațiunea Dominantă. Bine, și limbajul eseului, care și azi l-aveți. Voi scriți eseuri, nu? Încercați să vă exprimați gândurile despre viață, existență, despre lume, despre lucruri, despre înțelese și neînțelese. Și e un limbaj aparte. Sunt aici anumite genuri pe care trebuie să le cultivați. Pentru că dacă veniți cu limbajul usual în a vă exprima în eseu, nu? Nu e așa? Că dumneavoastră aveți atelier, eu despre asta vorbesc. Și în fine, e limbajul poeziei. Limbajul poeziei nu trebuie să fie unul narrativ. Sigur, avem poezie baladă, povești în versuri, sigur. Dar limbajul poeziei și el diferit. Am avut această perioadă a frumoaselor balade. Cine a scris balade în poezia românească? Ei, Dmitru Matkovski încoace. Da, Alexandria a scris balade? Sigur că da, multe, nu? Bine. Acum, dar am venit la limbajul poetic a pastelurilor lui Vasile Alexandrii, nu? A primelor poezii de dragoste. Care e cea mai frumoasă poezie de dragoste făcută de Vasile Alexandrii? Ia. Amintiți-vă în amintire Elenei Negri, nu? Când a murit Elena Negri, iubita lui, o poezie pe care de obicei o știți toți. Steluța, da? Tu care ești pierdută în neagra veșnicie, stea dulce și iubită a sufletului meu și care odinioară luceai atât de vie pe când eram în lume, tu singură, eu. Ce limbaj frumos! Sau limbajul pastelurilor sale, nu? Oaspeții caselor noastre, cocostârci, rândunele. Mă cunoașteți, nu? Bine! Și uitați, vine Mihai Eminescu. Vine Mihai Eminescu cu marea, profunda sa poezie, cu poezia sa genială, care face un salt uriaș. Saltul de la nivelul poeziei lui Alexandrii la poezia lui Eminescu este unul cosmic. Haideți să ne amintim un fragment. Ce vă place dumneavoastră de Eminescu? Sigur, la cei mai mici vă plac somnoroase păsărele. Așa-i? Nu? Doina vă place, da? O recităm și Doina. Cunoașteți toate 8 variante? Știți că are 8 variante, Doina, da? Cel de bază care îl știți, de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul mi-sa că nu mai răzbate, străbate de atâta străinătate, din Hotin și până la mare, vin muscalii de acălare, de la mare la Hotin, mereu calea ne-o ațin. Venim la Doina, dar eu vin la marele sale poeme cu substrat filosofic, cosmogonic, acolo unde Eminescu vine să exprime marele adevăruri, așa-i? Ia, vă amintiți de Memento Mori, panorama deșertăciunilor, de rugăciunea unui dac, de scrisoarea întâia, nu?
Cum sună ea? Da. Sub fruntea-i viitorul și trecutul se încheagă. Noaptea neagră a veșniciei. El în șirul dezleagă, precum Atlas în vechime, sprijinea cerul pe umăr, astfel el sprijină lumea și vecia într-un număr. Pe când luna strălucește peste atomurilor bracuri, într-o clipă îl poartă mintea, îndărăt cu mii de veacuri, la început, pe când ființă nu era, nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu se ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns. Fu prăpastie, genune, funoian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o... Era un întuneric ca o mare fără de o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază, umbra celor neîncepute nu începuse se desface și în sine împăcată odihnea eterna pace. Când deodată un punct se mișcă, cel din tâi și singur, iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumei, e stăpânul fără margini peste marginile lumii. De atunci negura eternă se desface în fâșii, de atunci răsare luna, lună, de atunci răsare luna, lumea, lună, soare și stihii. De atunci și până astăzi, colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase izvorând din infinit sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Uitați ce limbaj e deja al poeziei, care este nivelul de exprimare superior. Se poate mai mult de atât. Deci poezia... Limbajul poeziei atinge nivelul metalingvistic. Așa îl definea Nichita Stănescu mai târziu. Eminescu, prin Odă în metru antic, prin fragmentele cosmogonice filozofice din Luceafor, prin Memento, scrisoarea întâi, ajunge la acest nivel superior de la care de acum poezia nu putea să meargă decât în direcții diferite prin alți mari poeți, da? Pentru că din mantaua aceasta lui Eminescu, a unui geniu, care s-a exprimat până la doar 33 de ani, de la 16-17 ani la 33. Asta e perioada în care Eminescu și-a scris marea lui operă. Iată că poezia românească, limba română, se statornicește, se statuiază, se așează ca o mare statuie de marmură, căreia și noi cu dumneavoastră îi aparținem. Noi astăzi ne spunem cuvinte de dragoste cu expresiile lui Eminescu. Noi astăzi vorbim în limbajul eminescian. Chiar dacă după Eminescu au venit alți mari creatori de sisteme poetice pe care îi cheamă Tudor Arghezi, așa-i? Vă amintiți ce limbaj efervescent are Tudor Arghezi, nu? I-a luat chiar de la primului poem din Cuvinte potrivite, nu? Cartea pe care a zămislit-o atâta vreme. Cum se numește primul poem? Testament, da? Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte în seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine prin râpi și grope adânci suite de străbunii mei pe brânci și care tânăr să le urci te așteaptă, cartea mea-i, fiule, o treaptă. Așează cu credință căpătăi, ea e Hrisovul vostru. Cel din tâi al robilor, cu saricile pline de osemintele vărsate în mine. Ca să schimbăm acum întâia oară sapan cu ondei și brazare mare, străbunii au trecut printre plăvani, purtând sudoarea sutelor de ani. Din graiul lor cu îndemnuri pentru vite, eu am evit cuvinte potrivite și frământate mii de săptămâni le-am prefăcut în strențe și icoane. Am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu de piatră. Durerea noastră surdă și amară o grămânii pe o singură vioară pe care ascultând-o a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat. Din bube, mucegaiuri și noi iscat am frumuseți și prețuri noi. Vedeți ce face? Ia limbajul popular, expresiile atât de rare și cât de armonios îmbină
o mare, marele latifundii de limbă română și de expresivitate poetică a lui Argheze sunt de necuprins. E aproape la fel de uriaș cu latifundii ale limbajului ca și Eminescu. Dar vine un alt mare poet, creează un alt sistem pe linia aceasta a limbajului filosofic, a expresiei inedite, clipitoare. Este Lucian Blaga. Vă amintiți poemele sale, nu? Ce știți voi din Blaga? Aia să spunem. Din Poemele Luminii, bineînțeles, nu? Eu nu strivesc corola de minune a lumii și nu ucid cu mintea tainele ce întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze sau morminte. Lumina altora strivește vraja nepătrunsului ascuns în adâncime întuneric. Vedeți ce modalități are acum? Sau la vârsta lui matură, haideți să vă spun un cântec pentru anul 2000 al său, scris în perioada când era mai mult sub arest de domiciliu, da? Vântul plutește pe cer sus. Va fi atunci de mult apus, lângă Sibiu, lângă Sibiu, prin lungi, numai stejarii vor mai fi și atunci, mai pomeni mă va vreun trecător, pășind umil în umbra lor. Dar dacă își va aminti cumva, atunci povestea ar începe așa. Pe aici trecea și el și se întorcea mereu, contemporan cu fluturii, cu Dumnezeu. Ce lucruri frumoase, așa-i? Și vine un alt poet care a exprimat în cuvinte și expresii s-ar părea sărace, așa-i? Bacovia. Dar ce expresii, ce poeme a dat cu sărace mijloace, dar lucrând cu această latură a sentimentului profund, pe care tot îl găsiți la Eminescu, în toată poezia sa. Uite, Bacovia, un alt mare poet, da? Din descendență eminesciană, într-un fel, sigur, cu marea lui originalitate. Și poetul cel mai ermetic, al limbajului ermetic în limba română, cine este? Un alt mare poet, creator de sistem poetic. Cum îl chema? Era și geometru. Dan Barbilian, geometru, pe nume poetic, Ion Barbu. Uite, veți ajunge la poezia metalingvistică a lui Ion Barbu, iarăși nivelul acesta care trece dincolo de orice modernitate și mode. E foarte greu de decelat, dar totodată e atât de exact în expresie. Eu am scris o carte într-o polemică cu Ion Barbu, cartea mea de poezie care a fost considerată cea mai bună în deceniu, dintre cele mai bune, o să vă dau ceva din ea ca să vedeți. Am dat și o definiție lui Barbu acolo. Am zis așa, balcanică glumă îngroșată în abstracții, cu logos ambigu și multiform, spirit germanic în logici tranzacții, la birtul pe unde Anton Panii adorm. Privire piezișă spre aștri în spargere, în cercul din Siracuza, grăbit arhimedicul strigăt, nolime tangere, colind universul neprihănit, splendoarea negării te face mai splendid, să caute sensuri ascunse mereu, paradigmaticii verbului putred și într-una saclame. El unul sunt eu. Neg dogme statuate prin frage de dogme, zelul carpatic să svânte în noi încremenirea comodelor forme, nu ferii albi așteptați în noroi. Eu vreau să spun că limbajul, vin și la poezia mea, e greu, dar înțeleg că e un pic greu că am luat-o în galop ca să reușesc în timp scurt să vă arăt o evoluție a limbii române, a modalităților de expresie, că asta e sensul adevăratei poezii. Poezia este limbajul zeilor. Zeii își vorbesc în poezie. Așa se zice, așa s-a spus dintotdeauna. Limbajul îngerilor, nu limbajul uzual, la nivelul superior a modalităților de exprimare. Salut faptul că încercați aceste modalități, revin acum. Iată, am ajuns la noi, la un alt mare creator de sisteme poetice care a deschis 1000 de uși pe coridorul limbii române, Nichita Stănescu, poetul generației 60, a generației lui Nicolae Labiș, Marin Sorescu, mare poet, mare dramaturg, așa-i? Mare poet a dat această generație, care după epoca proletcultismului și a primitivismului, la care se revenise, a refăcut liniile de legătură cu marea tradiție a literaturii române din perioada interbelică. Adică cu generația lui Blaga, Arghezi, Barbu, Ion Pilat, Bacovia și așa mai departe. Deci limbajul acesta al culturii române, al poeziei românești, a atins inflexiuni. Și uite, mari poeți creștini, v-am auzit recitând poezii cu tentă creștină. Noi avem în literatura română Vasile Militaru, știți, nu? Poetul.
Ion Alexandru, cu imnurile sale, poezie imnică, poezie care venea și pe liniile imnului bizantin. Cunoașteți poeții imnici bizantini, nu? Romanus Melodu, Efrem Siru și mai departe, care vin și ei preiau tradiția de unde? De la odele lui Pindar, din literatura greciei antice. Deci omenirea în fond, la fiecare etapă, și-a reînnoit, asta vreau să vă spun, modalitățile de expresie, a găsit expresiile adecvate, sigur, prin exponenții ei de talent ca să poată exprima o realitate. Ei, și acum să revenim, ce înseamnă a fi poet în limba română? De care e problema, să vă pune, cine dintre voi scriu? Scriți mulți dintre voi? Domnișoara, am înțeles, scrie. Scrii bine, dar trebuie să treci de la stilul narraționist deja la cel de chintesență poetic, de expresie, nu? Nu? Da, cu e. Titul Matkovski, bine. Se vede? Bun, vă spun eu acum. Haideți să vă mai spun o chestiune. Ce o să vorbim, pentru că, sigur, și generația anilor 60 în literatura din Basarabia a dat expresii poetice frumoase, sigur că liderul din Basarabia acestei generații a fost Grigore Vieru, nu? Îi cunoașteți poezia și promoția anilor 70. Eu fac parte din promoția 80. Primul lucru care să vi-l spuneți dacă vreți să scriți sau nu poezie, să vă dați răspuns la o întrebare. Pot trăi fără ca să scriu? Dacă pot trăi fără ca să scriu, mai bine nu scriu. Dacă nu pot trăi fără ca să scriu, atunci trebuie să scriu. Și atunci trebuie să-mi însușesc limba română, fiindcă dumneavoastră sunteți o generație fericită. Aveți la dispoziție operele marilor clasici editate integral. Generația mea încă nu l-aveam pe Eminescu editat integral. Abia acum s-a terminat ediția Perpesicius, toată în 18 volume, avem opera Eminescu, sigur, cu excepția manuscriselor pierdute din ultimii 6 ani de viață, poate vor apare vreodată. Dar avem operele integrale, ale lui Arghezi, Blaga, Bacovia, Barbu, în colecția Academiei Române, tip Pleiad, făcută, deci opere fundamentale. Acolo avem mari prozatori, cronicari, aveți la dispoziție, mai mult decât atât, Academia Română anul trecut a încheiat editarea Dicționarului General al Limbii Române în 28 de volume mari, în care acel în fascicul editat cândva în anii 50-60, reluat, adus la zi, în care fiecare cuvânt al limbii române este dat în toate modalitățile de expresie în literatură, de la cronicar, de la scrisoare, Neacșul, Câmpul Lung, până astăzi. Cum a fost utilizat acest cuvânt? Cu ce semnificații? Sigur că acest monument în 28 de volume la Chișinău există la Biblioteca Națională, dar îl puteți găsi. El este foarte scump, dicționarul, dar deja este o mare temelie, pentru că pe baza lui deja se vor înnoi și apar noi ediții de dicționar explicativ, de dicționar de sinonime, antonime și toate celelalte dicționare ale limbii române, de care puteți beneficia la orice bibliotecă, nu? Asta este, dar niciodată nu devii scriitor dacă nu citești opera înaintașilor tăi. O să vă spun un lucru, nu poți fi mare poet în limba ta dacă nu ai citit tot ce s-a scris până la tine, plus încă o carte pe care trebuie să o citești cu atenție, să ți-o însușești, este Cartea Vieții, a destinului tău. Dacă ai destin, ești poet, dacă nu l-ai, vorba vine, nu trebuie să-l cauți. Asta e lucru cel mai important, spunea Eminescu, frumos, nu-i foliantă în lume din care să înveți ca viața preț să aibă. Și nu mai fac partea a doua, ultimă, să nu vă întristezi. Dați-mi voi acum să vă spun un lucru. Vă dau numai 2-3 din poeziile mele. Eu sunt poet, am publicat multe cărți. Sunt și membru al Academiei Române la secția de literatură. Vreau să vă spun că în antologia mea, în anex, am pus și poezii de când eram elev, chiar mai tânăr ca unii dintre dumneavoastră. Dar în copilărie am avut una din cele mai frumoase amintiri. A fost legată de cai. Pentru că aveam hergelie pe atunci de cai la marginea satului. Mai erau cai. Și noi, pe parcursul întregii săptămâni, eu, de exemplu, cântam și am cântat totdeauna de copil, cu orchestra de lăutare în spate de la 5 ani, știu câteva mii de cântece populare, eu în rață știe, și pot să fac și un lucru unic care îl fac eu, respir muzica, fără pauze, și am cântat sute de cântece populare, spun încă o dată, din copilăria mea, și până m-am supărat după clasa 6-a, pentru că mă nedreptățiseră odată și n-am vrut să mai cânt mai încolo. Dar când sunt cu prietenii. Dar aveam copeici ce adunam, ne duceam și îi dădeam paznicul de la grajd să ne dea voie să mergem cu cai la scăldat, mai ales în timpul. Și era un armăsar bătrân care pe mine mă îndrăgise, nu știu de ce, armăsarul ăsta, eu, pe mine mă tolera. Eu puteam să-l călăresc fără șa, la alții mai dădea cu copita. Și sigur ne duceam copiii cu caii și într-o bună zi
aveam pe atunci vreo 6 ani, s-a anunțat că caii din sat vor fi duși la carne. Că se aduc tractoare, că se fac camioane, că nu mai, și nu mai sunt buni caii. Iar caii considerați bătrâni sau bolnavi, i-au dus și i-au împușcat pe marginea unei prăpăste și le-au scos pieile, ce s-a făcut atunci. Și eu, copil fiind, am văzut această tragedie. Între caii împușcați a fost și armăsarul, care era prietenul meu. Și mai târziu, când eram de vreo 19 ani, am scris o poezie care se numește Povestea calului bătrân. Am să-i dau citire acum, în ce să o găsesc, dau o știu și pe din afară, pentru orice eventualitate. Povestea calului bătrân. Când din ocol au scos întreaga hergelie, la margine de sat era târziu. Când din ocol au scos întreaga hergelie, la margine de sat era pustiu. Plutea în ceața toamnei despuiate un câmp de păsări rătăcit, târziu. Spre malurile abrupte au gonit-o cu bice lungi, cu șvichi tăios din plumbi și trecerea îngustă au îngrădit-o cu gard din măcie și cu ghimpii strâmbi. S-a spus că în sat vor fi pe viitor doar camioane și tractoare mari, dar caii nu sunt buni pentru ogor, sunt o povară pentru gospodari. Cei reveniți din norduri au tăcut, iar ceilalți, slugi și șefi de adunătură, și toate s-au făcut și desfăcut la un pahar de vodcă și o friptură. Au angajat gonași, gropari, țintași din cei ce armă n-au ținut vreodată și un fotograf adus de la oraș să aibă sus la șefii mari dovadă. Căpestrele mai multor cai deodată, gonașii le-au legat de trunchiuri seci și armele cu țeavă dublă lată le-au încărcat cu plumbii grei și reci. Au tras de avalmă. Gloanțele au rănit, caii trudiți de ani și firavi mânji se întreceau cu toții la ochit ca la un chef fălos, fără de griji. Curgea prin ierburi, sângele și roaie, se prelingea pe trunchiurile frânte, lucind ca fierul când se încovoaie în fierării sub flacăra ferbinte. Bătrânul armăsar care ducea întreaga hergelie pe islaz, zvâcnind ca o săgeată, desfăcea lanțul greoi legat de-al său grumaz. Rănit, sări spre malul priporos și dispăru parcă înghițit de zare, se prăbuși în crângură coros ce-și frământa în roșitele-i frunzare. Picioarele din față, frânte în două, sub pieptul sfâșiat, scăldat în sânge, din ochii larg deschiși, un fir de rouă, prin ierbile uscate, se prelinge. În jurul lui gonașii se adunare, ce nărăvaș foarmă sarul murg, mereu zăbala și-o scotea, și hamul îl tot rupea din zori până în amurg. Mama plecat să-i dau din ploscă apă, gonașii au izbucnit în râs hidos, acum el din moarte se adapă, izvorul în altă lume mai gustos. Amurgul s-a lăsat cernit în crânguri, porni spre casă frânt, învins, umil. Simțeam, prin ale lacrimilor rânduri, cum moare în mine vârsta de copil. Eu vă mulțumesc, îmi cer scuze că mi s-a așezat ceva, un nod în gât, de amintire, și haideți ca să, pentru că sunteți la un tabără de creație spiritualitate românească, într-un moment când mi era foarte greu în viața mea, am scris niște rugi de vecernie. Haideți să vă dau câteva poezii cu de inspirație creștină, că e bine să recunoașteți. Rugi de vecernie se numesc. Dă-mi liniștea și dă-mi singurătatea. Lumina rează-mă-ți de al meu creștet, străjer să fiu și să-ți păzesc cetatea. Cu teamă trec peste frunzișul veșted și în orice rame dulcea-ți unduire și moartea la ureche îmi vorbește. Păzește-ne, statornica mea fire,
să cad ca mărul copt în miez de toamnă la pragul porții tale în neștire și file după file în timp în toarnă, câteodată în față ne privește și grijuliu trimite un semn de alarmă când negura în prăpăstii ne gonește. Și o altă rugă de vecernie. Iubesc locul ocupat de umbra trecerii tale și din spre-un alt tărâm ascult o adiere ajută un freamă de petale a rozelor în ziua de înviere. Strig chipul tău, îl chem și îmi răspund ecoul tăinuit în astea lucruri de care te-ai atins. Pe amării unde te văd venind să îmbărbătezi și bucuri schilozi, umili, pre tata și pre fiul ce au în față noaptea și pustiul. Erau poezii, da. Și vă mai dau doar două poeme dintre ultimele. Unul se numește Să fie viață. Când Dumnezeu, ca un copil, schița pe pânză această lume, în mezul tainicei genune, mii forme sufereau umil, râvnind o grabnică împlinire prin mâna lui de meșter faur, cum e zboc și nimb de aur și semnele ascunse în fire, ci el, copilul, desena mari constelații și flori svelte, popoare dacice și celte și un rai ce în haos atârna. Și în ziua șaptea, dimineață, când pânza scânteia în toată splendoarea ei nemăsurată, el porunci să fie viață în universul fără margini, în forme mici și în forme mari, printre văpăi și subghețari și în cele scrise în astea pagini. Să fie. Și o să închei cu un psalm foarte scurt în ziua de înviere. Și vă doresc tuturor să aveți încredere în forța spiritului dumneavoastră de a învia și de a învia totdeauna. Bine? Psalm în ziua de înviere. Ființa mea nu lasă nicio umbră în umbra învierii tale, Doamne. Nimic din viața lâncedă și sumbră nu-și are astăzi rostul. Moartea doarme în lucruri și ființe, istovită de atâta orizont înseninat. Peste coline, liniștea-i proptită în verdele stejarilor. E soarele pe cer și ziua-i plină de viere și de floare albă. Apele-și sorb lumina din lumină, timpul și adună clipele într-o salbă. O salbă cât mai frumoasă pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări... Mulțumim frumos, excelențe sale, domnului Valeriu Matei, pentru minunatele cuvinte și minunatele versuri. Să știți, excelență, că această temă a apei din piatră, a taberei apă din piatră, este cărările rugăciunii. Și în câteva cuvinte, Părintele Mihail ne-a povestit despre gândul că de multe ori la rugăciune stăm în afara cuvântului și mintea o ia razna. Păi iată că și poezia este o rugăciune, o rugăciune pe care ar trebui să o experimentăm fiecare atunci când ne rugăm cu adevărat. Pentru că la rugăciune te gândești la fiecare cuvânt și îl întorci pe o parte și pe cealaltă ca să-ți iasă. Și pe de altă parte... gândești că atunci când forma unei poezii este într-adevărat perfectă, într-adevăr îți transmite ceea ce vrei să transmiți tu tuturor celorlalți. Mulțumim, maestre, mulțumim, excelență. Am vrea să, pentru cei care au trecut prin atelierul de istorie, domnul profesor Ovidiu ne va spune câteva cuvinte despre impresiile sale și vrea să vă aducă un gând la sfârșit de ateliere și la sfârșit de tabără.
Mulțumesc, părinte. Este greu să mai spun ceva după aceste frumoase cuvântări din partea părintelui și a domnului academician. Sunt lucruri care m-au emoționat profund, cred că și pe voi, și s-a văzut asta din reacția voastră foarte furtunoasă, inimoasă, aș putea spune. Nu prea mă pricep la cuvinte și nu știu dacă o să fiu foarte inspirat, însă vreau în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru această săptămână minunată. Ca toate zilele petrecute în Basarabia, care este partea sufletului nostru, este locul unde ne-au murit străbunii și au dat jertfa de sânge pentru patrie, pentru un crez mai înalt decât orice altă dorință existentă în viața noastră efemeră. Din punctul meu de vedere, au fost câteva momente cu adevărat înălțătoare care ne-au făcut pe toți mai buni. Într-o tabără de spiritualitate, mi-a plăcut să vă văd calzi, buni, deschiși, unii către alții, uniți în rugăciune, alături de părinții voștri spirituali aici de față. Mi-a plăcut să vă aud vorbind în dulcele grai moldovenesc, să văd că vă înțelegeți unii cu ceilalți, că treceți peste anumite bariere. Eu știu care sunt date de societatea în care trăim și care trebuie să devină nefirești pentru noi care ne numim români. Aș vrea să nu uitați asta niciodată, că dincolo de contextul în care ne aflăm, noi suntem și vom rămâne întotdeauna români și asta nu poate să ne ia nimeni, indiferent cum se numește respectivul sau respectiva țară. Vă mulțumesc foarte mult pentru această săptămână frumoasă, le mulțumesc și voluntarilor mei care au preferat să mă însoțească în această incursiune spirituală și sper să ne vedem de acum, să devină o tradiție, părinte, și să ne vedem fiecare an și sperăm ca domnul academician să vină, să ne încânte, nici nu pot să îmi găsesc cuvinte, cu frumoasele poezii, creații proprii și să ne întâlnim sănătoși, să creștem împreună în fiecare an. Vă mulțumesc foarte mult, Doamne ajută! Mulțumim domnului profesor, mulțumim Asociației Mușatinii, precum și voluntarilor de la această asociație. Am avut de asemenea o bucurie să ținem acul în mână, alături de doamna Simona, care ne-a transmis acest meșteșugărit al brodatului. Este aici doamna Simona? Câteva cuvinte și mulțumiri din tot sufletul. Așa e. Cei mai buni cusători au fost băieții, nu? Ca întotdeauna. Mulțumesc mult, părinte. Mă bucur foarte mult că am fost alături de voi. Sunteți minunați, aveți sufletul curat, v-am mai spus și la atelier. Vă doresc din toată inima să ajungeți, să păstrați în sufletul vostru valorile și tot ce ne-au transmis străbunii noștri. Să țineți minte că fiecare ac în pânza respectivă înseamnă rugăciune și să ne păstrăm aceste valori și să le ducem mai departe. Vă felicit din toată inima, să nu vă opriți aici, sunt doar niște semne de carte. Așa am început și noi, de la un semn de carte. Sunteți minunați și vă doresc să vă coaseți propria ie. Vă așteptăm cu mare drag de fiecare dată în tabăra noastră Apă din Piatră. Iar acum Andrei, cu ceata lui de cântăreți, au a ne încânta auzul cu câteva piese, după care marea surpriză sau marile surprize ale serii, alături de cele care le-ați avut, mai întâi de toate, un cântec din partea lui Andrei și găștii de cântăreți. Andrei, Doamne ajută!
Și îți caut chipul în fiecare margine a fiecare.
Iar acum, surpriza cea mare a serii, alături de noi este domnul Ion Rață, membru formației Catarsis, care suntem atât de bucuroși că l-avem alături și o să-l avem, așa ne-a promis nou, că o să-l avem de fiecare dată de câte ore îl invităm. Bună seara, dați-mi voie să mă salut și eu, să mulțumesc din start părintelui pentru invitație. Părinte, văzând atâția copii talentați aici, nu știu ce mai caut eu, sincer vă zic că au cântat atât de frumos. Felicitări, băieți și fete! Vreau să vă mai felicit că ați avut frumoasă ocazie să stați aici în codrii Orheiului, într-o pădure frumoasă, în stejarea lui Ștefan cel Mare, cu profesori talentați. Mulțumim și domnului Matei pentru cuvântul frumos care l-a întreținut aici în fața noastră. Mai rar se întâmplă acest lucru, clipe fericite, lucru pentru care mulțumesc și eu. Iar la rândul meu am să vin și eu cu ceva piese din repertoriul propriu, dar și din repertoriul folchiștilor români, din Cenacul Flacără, pe care îi cunoaște toată lumea, care au devenit deja legendari. Și am să încep cu o piesă care se numește Întâmplare. Eu, din start, fiind convins că nimic în viața noastră nu este întâmplător. Supuse lumea legilor de fier, dar orice lege tot ca lege are. Și pe pământ și oricât de sus în cer, în preajma ei măcar o întâmplare. Din întâmplarea nostru univers se spune că a fost creat odată. Din întâmplare se așterne un vers pe o pagină întâmplător curată, pe o pagină întâmplător curată. Întâmplarea-mi părăia nimic, nu s-a întâmplat cândva și nu se întâmplă. Nici legământul dintre stea și spic, nici bruma timpurie de la tâmplă. În rezultatul unei întâmplări ne naștem și ne stingem ca o pară. Venim adică dintr-un nicăieri și apoi nicăieri ne-ntoarcem iar. Din întâmplare stau acum aici în fața dumneavoastră cu chitară. Din întâmplare cred vom fi amici și vă doresc din suflet bună seara. Și vă doresc din suflet bună seara. S-a întâmplat cândva și nu se întâmplă. Nici legământul dintre stea și spic, nici bruma timpurie de la templă. Dacă întâmplarea-mi fără ea nimic, nu s-a întâmplat cândva și nu se întâmplă.
dintre stea și spic, nici vruma timpurie el atâmplă. Bună seara! Încântare, dragi prieteni, mi-am amintit de o piesă care îmi place foarte, foarte mult. Am îndrăgit-o încă în anul întâi de studenție. Am auzit-o la Gil Ioniță, probabil îl cunoașteți, un mare folchist român. Piesa se numește Să ne iubim. Dumneavoastră, dragi civili din lume, urmăriți de moarte unanim, vă propun o nouă strategie, să ne iubim. Dragostea e calea contra morții, dragostea e un atac intim. Un orden nou de luptă, să ne iubim, să ne iubim, să ne iubim, să încetăm al morții haos, să ne iubim, să ne iubim, îndrăgostiți pe loc repaus. Faceți tunul câine de ogradă, faceți tancul suvenir sublim. Vă propun o tactică urgentă, să ne iubim. Congresul mondial al firii, I propose for you a normal dream. Vă propun, votați această șansă, să ne iubim, să ne iubim, să ne iubim. Încetăm al morții haos, să ne iubim, să ne iubim, îndrăgostiți pe loc repaus. Mulțumesc! Cineva cu fluierul stă foarte bine aici, a? Te rog să numești următoarea piesă scrisă pe vers de Gheorghe Vodă. O poezie care mi-a plăcut prin rugămintea de a veni către noi, trăietorii acestor vremuri aglomerate, să fim mai atenți la tot ce vorbim, la tot ce pronunțăm și... cam asta e. Te rog, păstrează cuvântul, nu striga oricând îți vine, numai decât ceva se întâmplă și nu mai ajunge la mine. Numai decât ceva se întâmplă și nu mai ajunge la mine. Încurcerea densă pe stradă,
de lume, mașini și în aer. Oricând e cu putință, ce pasă ni-l întretaie. Un gest, o undă chiar scurtă, iar el e blând și subțire. Și câți vânători așteaptă cuvântul cel de iubire, te rog, te rog, te rog, te rog, păstrează cuvântul. Aproape. Când între mine și tine un altul nu mai încape. Când între mine și tine un altul nu mai încape. Mulțumesc din suflet! În inima mea se numește următoarea piesă. Am scris-o cu ceva timp în urmă. Într-un moment greu pentru mine, am dat de o maximă de-a lui Mihai Eminescu și o singură maximă era cam puțin pentru o piesă. Și am încercat să construiesc un text în jurul acestei maxime și a ieșit piesa următoare pe care vă cânt cu drag. Dacă ar fi să trăiesc undeva mai aproape de stele în ceruri, aș zbura de la stea până la stea, să-l găsesc pe cel veșnic în ele. Cu acest gând am trăit ani de-a rândul, până când mi-am deschis inima și un înger divin îmi șoptise: ceea ce cauți e chiar în inima ta. Inima mea, în sufletul meu, în gândurile mele, trăiește Dumnezeu. Și în poezia mea, și în cântecul meu, în toată mea suflare, respiră Dumnezeu. Plângând, tu te-ai născut pe acest pământ, iar cei ce te-au dorit te așteptau râzând. Trăiește-ți viața bine, astfel când te vei stinge, vei părăsi râzând pe cei ce te vor plânge. Trăiește-ți viața bine, astfel când te vei stinge, vei părăsi râzând pe cei ce te vor plânge. În inima mea, în sufletul meu, în gândurile mele, trăiește Dumnezeu. Și în poezia mea, și în cântecul meu, în toată mea suflare, respire Dumnezeu. Lumina vino peste mine și mă-ncercuie ușor. Atinge-mă cu raza ta și fă-mă ca să zbor.
Chiar sunt plăcut surprins, trăiesc niște clipe profund spirituale, frumoase, sentimente plăcute. Eu consider că comunicarea între oameni este un lucru foarte frumos și foarte trebuincios, mai ales în zilele noastre, pe când suntem umpluți și de fel de fel de, cum se numesc, telefoanele astea, iPhone și computere, și din oamenii tot mai rar își dau ochii și comunică pe viu. Să facem acest lucru cât mai des și încă o dată aduc mulțumire celor care au organizat ca voi să fiți aici pe o săptămână. Sunt sigur că v-ați simțit bine și veți dori să mai reveniți încoace, nu? Acum vin cu o dedicație pentru cei îndrăgostiți, cei nostalgici. O piesă se numește Poiana mea și eu vă invit într-o poiană în care de fapt suntem deja aici. Dacă cineva dintre voi auzi de această piesă și mai știe și cuvintele, am să vă rog la refren să cântați cu mine. Bine? E poiana mea, când de vreme, când târziu, eu mă plimb prin ea. După munte, după râu, flori și trandafiri. După munte, după râu, tainici amintiri. În poiana mea nu mai vii de-acum. În poiana mea s-a făcut un drum. În poiana mea a crescut umbra. Îl privesc în ochi, acele îi cad. Cad, lacrimi cad, se așterne rouă. Cad, lacrimi cad, iarăși, iarăși plouă. Cad, lacrimi cad, se așterne rouă. Cad, lacrimi cad, iarăși, iarăși plouă. Se rup din frâu, se ascund în ea. După munte, după râu, stelele vorbesc. După munte, după râu, florile iubesc. În poiana mea nu mai vii de-acum. S-a făcut un drum. În poiana mea a crescut umbra. Îl privesc în ochi, acele îi cad. Acele îi cad în palme la mine. Se prefac lacrimi, curse după tine. Cad, lacrimi cad, se așterne rouă. Cad, lacrimi cad,
iarăși, iarăși plouă. Cad lacrimi în cap, se așterne rouă. Cad lacrimi în cap, iarăși, iarăși plouă. După munte, după râu, e poiana mea. Când de vreme, când târziu, eu, noi, ne plimbăm prin ea. Mulțumesc, mulțumesc din suflet pentru această susținere, pentru faptul că sunteți atât de deschiși și calzi. Dacă vreți, vă mai cânt, dacă nu... Ah. Am înțeles. Ia uitați-vă ce fundal frumos avem. Ploaia, ploaia a venit din nou. Exact. Dacă să cadă lacrimi doar de bucurie, niciodată de tristețe. Cu toate că și tristețea aduce uneori lucruri frumoase, ne pune pe gânduri. Așa. Sărut de început. O piesă. Fapt, piesa asta nu cunoaște nimeni. Hai să cântăm o piesă pe care o cunoaște toată lumea. La 20 de ani. Sau cum se numește ea? De 20 de ani. Dacă n-am să vin de seară, mamă, ușa n-o încuia. Spune-i tatei că-s la poartă, sau găsește tu, găsește tu, găsește tu ceva. În ziua asta, mamă, lumea e a mea, o lume de 20 de ani. Privește, mamă, jocul și taci, nu mă întreba. E foarte simplu, este ziua mea. Nu pune nicio întrebare, de întrebări m-am săturat. Nelămurită să rămână, fie taina mea, fă taina mea, n-o-mi par cu nimenea. În seara asta, mamă, lumea e a mea, o lume de 20 de ani. Privește, mamă, jocul și taci, nu mă întreba. E foarte simplu, este seara mea. Dacă a trecut de miez de noapte și eu, mamă, n-am venit, lasă telefonul-mi pace, fiindcă noaptea asta, noaptea asta, mamă, eu nu-s de găsit. În noaptea asta, mamă, lumea e a mea, o lume de 20 de ani. Privește, mamă, jocul și taci, nu mă întreba. E foarte simplu, este noaptea mea. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Și continuu cu o piesă pe care o cunoaște iarăși toată lumea. Se numește Tatăl și Cai, de Victor Socaciu și Adrian Păunescu, în legendarul Cenaclu Flacăra. La refren o să vă rog să cântați cu mine. Stau la geam în orașul cel mare și aud o căruță cu cai. Unui alb, altui negru și-mi pare că ei sunt unul ea
și altul rai. Și țăranul acela ce mână prin mașini descurcându-se greu, Dumnezeule, parcă e tata. Căruțașul e chiar tatăl meu. Tropa trop prin oraș, șchiopătat în galop, un țăran și doi cai. Tropa trop, tropa trop prin oraș, șchiopătat în galop, un țăran și doi cai. Tropa trop valuau încet către casă, va mânca într-un parking ascuns, și dintr-o pot în somn o să cadă, și aceasta-i va fi de ajuns. Iar departe însă este mama, lunecând peste treburi grăbit, un stigmat părintesc mă-mpresoară, ca un plâns ce-ajuns tropotem. Tropa trop prin oraș, șchiopătat în galop, un țăran și doi cai. Tropa trop, tropa trop prin oraș, șchiopătat în galop, un țăran și doi cai. Trupa trup. Stau la geam în orașul cel mare, n-am curajul măcar să cobor, să-l invit înăuntru pe tata. Mi-e rușine mai mult decât dor, și într-o carte poștal târzie, cu ștampilă de iad și de rai, voi afla că a murit pe șosele, lunecând sub copite de cai. Tropa trop prin oraș, șchiopătat în galop, un țăran și doi cai. Trupa trop, trupa trop prin oraș, șchiopătat în galop, un țăran și doi cai. Trupa mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Că este noapte, mi-a venit și în gând o piesă care se numește Nocturnă, scrisă pe vers de Valentin Delinsky. Eu ziceam că nu trebuiau de dus scaunele, pentru că dacă cântăm muzică de ascultat, se putea pe scaune, dar rămânem așa deja. Propun să dansați. Acum, uite, perechea cea mai inspirată va primi de la mine un CD cu 14 cântece, așa că invită cei îndrăgostiți. Stradă se vând regrete râzând, a cui ar fi, a cui? Pe stradă se vând regrete râzând, a mele, a tale, a lui.
regrete de dor ce trec mai ușor prin inima mea și a ta. Își caută rost sau alta de post ce totul a fost cândva. Își caută rost sau alta de post ce totul a fost cândva. Duminici de vin în suflet senin, din cupă amar băut. Mai trece încet, întâiul regret, ca dulcele tău sărut. Încet o să pleci, prin inim să treci, și iar o să vii, mă știi. Ori anii își vând, mund regrete râzând, pe străzi ce devin pustii. Ori anii își vând regrete râzând, pe străzi ce devin pustii. Se vând regrete râzând, a mele, a tale, a lui. Pe stradă se vând regrete râzând, a mele, a tale, a lui. Toate aplauzele merg către dansatori, trei perechi. Aplauzele sunt pentru voi, pentru voi. Piesa despre actor. Cunoaște cineva? Cântați la refren cu mine? Actorul a ieșit în stradă să-și cumpere ceva salam. Era în haine de paradă ca voievod peste un neam. Printre mașini, printre tramvaie, actorul se grăbea firesc. Urma să vin un nor de ploaie, perucile se dezlipesc. Oh, biet actor! Biet artist, rolurile mor. Viața e un teatru trist. Și când s-a așezat la coadă cu paloș, mantie și scut, deodată oamenii din stradă pe voievod l-au cunoscut. S-au dat deoparte cu sfială, mulțimea toată murmura, văzându-i hainele de gală. Să ne trăiești, măria ta! O, biet actor! O, biet artist! Rolurile mor. Viața e un teatru trist. Republicani, mă rog, cu toții, descoperiți-au e alt mod de a da putere la noi emoții. Și se închinau la voievod. Dar ploaia a venit deodată și ei, văzând cu ochii lor întreaga-i față demachiată, i-au aruncat un fel de plată.
Lăsați-l, dracu. E un biet actor. Biet actor. Biet actor. Rolurile mor. Viața e un teatru trist. Biet actor. Biet artist. Rolurile mor. Viața e un teatru trist. Paranadadadam. Da, asta eu fetelor le cânt de obicei. Acum, cine cunoaște piesa care vine să ne învețe că tradiția frumoasă trebuie păstrată? Piesa se numește Căciula, la fel o cunoaște toată lumea. Și zice cam așa. Păi taică-miu în primărie avea dreptul ca să intre cu căciula-n cap. Obicei vechi pe moșie, de la moșii și strămoșii mei păstra. Cu căciulele pe frunte stăm de veacuri ca un munte, în curbura arcului Carpați. Asta e căciula mea și o port cum se purta, că-i obicei din Daci păstra. Cine știe mai departe textul? Nu știți? Andrei? Ești sigur? Unii zic să-mi iau căciula jos din cap, spunând adesea că nu-s civilizat. Poate vor s-o țiu în mână să mă plec ca să mă laude că m-am integrat. Da, pe vecine, hai la mine, te primesc cum pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. C-asta e căciula mea, îi a mea și nu e a ta, că-i obicei din Daci păstra. Crede să se ducă la columna să se uite și-o vedea. Sabia încoboiată, arcul, scutul și căciulă, orice dac le-avea. Cu căciulele pe frunte stăm de veacuri ca un munte, în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea, îi a mea și nu e a ta, că-i obicei din Daci păstra. Măi copchil, ia să mă ghine, ca să ducă obiceiul când ori crești ai tăi copchii. O inimă vitează în tine, sus pe frunte o căciulă ca un dac soții. Cu căciulele pe frunte stăm de veacuri ca un munte, în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum se purta, că-i obicei din Daci păstrat. Ion Alde Teodorovici, să ne amintim și de acest martir al neamului, a scris vreo câteva piese capodopere de artă, care au rămas pentru mult timp înainte să le cântăm, să le recântăm
Una dintre ele este o odă adusă femeii, sărut femeie, mâna ta. Vin încoace cu mine, la refren. Sărut femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut femeie, mâna ta, ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită să odihnească liniștită, ca o aripă ce-a zburat. Copiii dorm în cuibul lor, nevinovat li somnul mamă, tot fără griji și fără teamă. Copiii dorm în cuibul lor și alături mâna ta aici, la căpătâi ca o lumină alintătoare și blajină, și alături mâna ta aici. Sfântă Nicasa, cu focul ei veșnic din vatră. Sfântă Nicasa, cu pragul ei tare de piatră. Sfântă Nicasa, din leagăn de dulce coboară. Sfântă Nicasa, ce crește feciori și fecioare. Sărut femeie, ochii tăi, de lacrimă și de scânteie, de împărată și de zeie. Sărut femeie, ochii tăi, sărut cu minte vorba ta, cu limpezime de izvoare, cu vraja soarelui răsare. Sărut cu minte vorba ta, sărut și părul tău frumos, îmbătător ca o secară, când o alină vânt de vară. Sărut și părul tău frumos, și cad iubit-o în genunchi, și-ți sărut piciorul care de suferință e și doare, și-ți cad iubit-o în genunchi. Sfântă Nicasa, cu focul ei veșnic din vatră. Sfântă Nicasa, cu pragul ei tare de piatră. Sfântă Nicasa, din leagăn de dor ce coboară. Sfântă Nicasa, ce crește feciori și fecioare. Sfântă Nicasa, cu focul ei veșnic din vatră. Sfântă Nicasa, cu pragul ei tare de piatră. Sfântă Nicasa, din leagăn de dor ce coboară. Sfântă Nicasa, ce crește feciori și fecioare. Eu mulțumesc din suflet, dar eu deja am impresia că un pic m-am reținut, nu? Nu? Sigur? Sunteți convinși? Părinte? Okay.
o piesă care aparține colegului meu, Anatol Rudei. Melodia, textul, am înțeles că a fost găsit scris pe o lespeză de piatră în veacul 17. Așa am auzit, asta este istoria cânticului, se numește Nu plângeți. Te-o fi să pierdeți voi casa și ograda, să vi se ieie tot și câmpul și livada. Nu cădați că veți rămâne singuri și săraci, fără pâine pe ogoare, fără vie și haraci. Nu cădați că veți rămâne singuri și săraci, fără pâine pe ogoare, fără vie și haraci. Nu plângeți, în carte scrie că toate, că toate trec. După rele vin și bune, după ploaie nu-i înnec. Mai rămâne va puterea, dreptul de a privi la ele, și durerea vi se aude, vede cerul cu al lui stele. Dava Dumnezeu și ziua libertăților odată, și-ți scăpa și voi deja și noi de durerea toată. Dava Dumnezeu și ziua libertăților odată, și-ți scăpa și voi deja și noi de durerea toată. Nu plângeți, în carte scrie că toate, că toate trec. După rele vin și bune, după ploaie nu-i înnec. Nu plângeți, în carte scrie că toate, că toate trec. După rele vin și bune, după ploaie nu-i înnec. Nu plângeți. Și cu acest mesaj optimist, eu încă o dată vin să mulțumesc părintelui pentru invitație. M-am simțit vorba cântecului ca în al nouălea cer, aici împreună cu voi. Exact. Și vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet. În speranța că bunul Dumnezeu ne va mai crea condiții ca să ne revedem din nou, voi fi foarte bucuros. O seară cât mai frumoasă pe, și pe curând. Noi, într-adevăr, am fost în al nouălea cer și mulțumim din tot sufletul domnului Ion Rață pentru minunatele melodii care ne le-a cântat, nu înainte de a ne ridica din nou în al nouălea cer. Da, ca un ultim bis sau tris, nici nu știu cum să-i zic. După care aveți parte de o altă surpriză din partea organizatorilor Apă din Piatră, care ne așteaptă undeva ca să ne încânte și ochiul, nu numai auzul. Așadar, în al nouălea cer. Sărută-mă în timp ce te sărut, desmiardă-mă în timp ce te dezmiard. Femeie cu parfum de început, a lumii în care știu că o să mă pierd. Alintă-mă în timp ce te alin. Puteți dansa, evident. Dorește-mă în timp
ce te doresc. Iubita mea de vers și infinit, albi de dorul tău îmbătrânesc, îmbătrânesc. Vino, vino cu mine într-a nouălea cer, într-a nouălea cer să visăm. Vino, vino cu mine într-a nouălea cer, tra nouălea cer să zburăm. Vino, vino cu mine într-a nouălea cer, tra nouălea cer să visăm. Vino, vino cu mine într-a nouălea cer, tra nouălea cer să zburăm. Nemoartea mea cu tine o împart, la margine de beacuri și de mii, aspir pe crinul alb al unui pan. Reiau păcatul prim la nesfârșit. Tra nouălea cer să visăm. Vino, vino cu mine într-a nouălea cer, tra nouălea cer să zburăm. Vino, vino cu mine într-a nouălea cer, tra nouălea cer să visăm. Vino, vino cu mine într-a nouălea cer, tra nouălea cer să zburăm. Cei care dansează, să aplaudăm. Vino, vino cu mine într-a nouălea cer, tra nouălea cer să visăm. Vino, vino cu mine într-a nouălea cer, tra nouălea cer să zburăm. Tra nouălea cer să zburăm. Tra nouălea cer să zburăm. Aplauzele voastre pentru maestru Ion Rață! Mulțumim! Mulțumim din tot sufletul! De asemenea, aș vrea să aplaudăm pe domnul Victor Iongu, căruia îi datorăm acest sunet minunat din această seară. Aplauzele voastre! Mai avem o ultimă surpriză, nu înainte de a oferi celorlalți, de a oferi tuturor celorlalți prezentarea atelierului de dans. Așadar, Dănuț, alături de tinerii tăi, te rog să ne arăți ce ați pregătit pentru acest eveniment.
Ionuț, bravo echipe de dansatori! Acum să vedem niște moldoveni adevărați aici, că până acum numai bucovineni ne-am văzut. Așadar, niște moldoveni de la Orchei, niște haiduși adevărați. Ansamblu Haiducei, conducător artistic, Oleg Morozan, în aplauze domniilor voastre. Haideți, măi! Moldovenia, acolo pământul geme, măi! Thank you.
Hăiducei de la Orhei. Așa o horă moldovenească, ia să vă văd cum joacă apă din piatră. Hai!
să aprindem focul după ploaia asta, e mare minune, dar pentru noi important e să scoatem apă din piatră, asta e cel mai important. Și vom scoate apă din piatră mâine, pentru că vom merge într-un loc inedit, frumos, pentru ca să aducem slavă lui Dumnezeu pentru minunatele zile care am petrecut împreună. Și sunt convins că aceste zile, aceste clipi vor rămâne în inima voastră și vor rodi pe parcursul anului, aducând mai multă rugăciune, aducând mai multă simțire și simțire în ideea de a simți pe Dumnezeu în prezența noastră, în sufletul nostru, și de asemenea de a face fapte bune. Iar faptele bune sunt mărgăritarele vieții duhovnicești. Și important ca aceste fapte bune să fie de multe ori făcute în comuniunea prietenească pe care o faceți și la tabăra asta și la alte activități. Și iată că vor urma și alte activități, vorbind despre ITO Iași, adică o adunare a tinerilor ortodoxi de la Iași, la care sunteți invitați cei mai cu râvnă creștinească, ca să participați la sfârșitul lunii august, la începutul lui septembrie. De asemenea, domnul profesor invită pe câțiva dintre noi ca să participăm la alte evenimente de acolo, de la Roman. Deci iată câte uși sunt deschise pentru a ne arăta că suntem cu adevărat creștini și că putem să scoatem apă din piatră. După mine, aș vrea să vă întreb dacă mai vreți să veniți și anul viitor la această tabără. Slavă Domnului! Ultimul dans, cel mai frumos. Domnule, vă rog!
Aiducei, împreună cu domnul Oleg Morozan, coordonatorul artistic. Mulțumim din tot sufletul! Bravo! Yeah.